În numeroase școli din România, inclusiv în cele din județul Hunedoara, se întâlnește fenomenul de abandon școlar. Peste 3.000 de astfel de școli gimnaziale au fost înscrise în Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, în urma unor studii făcute de Banca Mondială. Aceste școli cu risc mediu și crescut de abandon școlar au depus cereri la Ministerul Educației, înscriindu-se în schema de granturi din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru combaterea acestui fenomen. Fiecare grant va avea o valoare de maximum 200.000 de euro în funcție de numărul de elevi înscriși și gradul de marginalizare a localității și va fi implementat pe o durată de 3 ani. Programul acesta național de redresare și reziliență este un program binevenit, mai ales că este cu sprijinul Uniunii Europene. Sunt destul de multe axe și eu mă refer doar exclusiv la axa aceasta care este dedicată educației, pentru că acum va porni acest program național de reducere a abandonului școlar, care, cel puțin la noi în județ, vizează 53 de unități de învățământ care au fost etichetate cu grad mediu și ridicat de risc. Sigur că există un algoritm și sunt făcute studii prin care aceste 53 de unități au intrat pe lista eligibilă. Programul se va desfășura pe un interval de 3 ani, dar în două runde, astfel încât deja în acest moment avem lista cu cele 23 de unități care pot să depună în runda întâi. În județul Hunedoara au fost identificate 53 de școli cu risc crescut de abandon, iar 23 dintre acestea au fost selectate pentru a intra într-o primă fază de finanțare, trebuind să depună dosarele necesare până luni 14 martie, urmând a fi declarate eligibile 750 de cereri la nivel național. Există deja ghidul aplicantului finalizat, toate documentele care trebuie să ne întocmească și bineînțeles că există termenul acela foarte, foarte strâns de depunere a aplicațiilor. Termen care este ziua de luni, 14 martie, orele 16. Pentru a veni în sprijinul colegilor noștri din cele 23 de unități de învățământ, sigur că am realizat destul de multe webinarii, realizează și Ministerul în același timp. Am dezbătut ghidul aplicantului, am încercat să identificăm de fapt nevoile, pentru că fiecare școală este unică în felul său. Sigur că depinde de comunitatea în care se află, depinde de părinții de familiile care sunt în zona respectivă și sigur că aceste 53 de școli își merită pe deplin locul pe acea listă eligibilă. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara sunt convinși că respectivele 23 de aplicații vor fi depuse și transmit că acelea care nu vor fi selectate în prima rundă vor intra la propunerea de finanțare în etapa a doua. În cursul zilei de ieri am avut o întâlnire și toate cele 23 lucrează. Adică eu sunt convinsă că luni vom avea 23 de aplicații depuse, ceea ce este de asemenea îmbucurător. Toate aceste aplicații sunt necompetitive, adică dacă nu reușesc să prindă un loc printre primele 750 de școli din țară, acum în runda întâi, oricum aplicația rămâne valabilă pentru anul următor și o să intre automat în următoarea etapă, sigur, dar au o creativitate extraordinară, au propus niște activități așa care sunt cu oarecum pe sufletul meu și vin exact în întâmpinarea acestor nevoi de a realiza niște școli prietenoase în cadrul unor clădiri care sunt reabilitate de autoritățile publice locale. Deci în anumite comunități se întâmplă niște lucruri extraordinar de frumoase. Intenția Ministerului Educației este ca în timp un minim de 2500 de școli din cele 3235 cu risc ridicat de abandon școlar să fie selectate în acest program multianual, finanțarea acestuia prin PNRR având o valoare de 543 de milioane de euro.